Vineri 7 aprilie a avut loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă. La Roman au fost invitați 85 de agenți economici și au confirmat prezența 48. Șomeri au fost invitați 410, dintre care cu studii superioare 25. Oferta a cuprins un număr de 382 de locuri de muncă, dintre care 142 în industrie, 159 în comerț și servicii, 81 în construcții și 7 locuri pentru cei cu studii superioare. Avem un post de unit manager în asigurări la Asirom și 3 posturi de consilier vânzări asigurări. Cerințe, minim diplomă de BAC, dacă se poate studii superioare pentru postul de unit manager. Mai greu astăzi să găsiți? Da, e un pic mai greu că ne-a cam legat un pic și leturile statul cu niște chichițe legislative, au pus agenții să se înregistreze fiscal, adică i-au făcut un fel de persoane fizice autorizate și unii s-au cam... Iar în ce trebuiește șomerii din zona noastră? Șomerii din zona noastră sunt mulți, nu cred că, de fapt șomeri nu cred că sunt mulți asistați social din punctul meu de vedere și cred că aici mai trebuie lucrat un pic pe partea legislativă, pentru că din păcate legislația din momentul ăsta îi ajută mai mult decât ar trebui să-i ajute. E în funcție de telefon. Sunt cu telefonul pe masă. Da, de ce nu? Încercăm. Am mai fost, o să mai venim dacă... Data trecută, da, a fost cam pe aceeași linie, tot. Da, din păcate, repet, cred că s-a întors un pic economia cu fundul însu, să spun așa. Sunt mai mulți angajatori decât oameni care chiar își doresc să muncească undeva. Nu vorbesc doar de domeniul în care activez eu, așa la modul general. Astăzi căutăm oameni cu poftă de muncă în domeniul confecțiilor. Confecționeri, muncitori necalificați în confecții, vânzători în confecții. Deci cui îi place moda și cui i-ar plăcea să lucreze în domeniu, noi îl așteptăm aici. Calități, poftă de muncă, principala calitate. În rest le dezvoltăm. Aia e prima. Seriozitate. Și dacă are poftă de muncă, vine, e serios, se zbate. Vechimea ne-ar ajuta la confecționeri. Dar noi am mai luat și fără vechime și am învățat. Acum ideea e să-i învățăm și să rămână. Că noi cheltuim bani cu ei învățându-i și în momentul în care vrem și noi să scoatem profit de pe urma muncii noastre, pleacă. Pleacă în Italia, în unde pleacă și unde... Na, unde știm cu toții că se duc acum tineri. Posturi nu avem un număr neapărat stabilit de posturi. Dacă noi avem niște posturi pe care chiar am vrea să le acoperim cu oameni buni. Cu cât găsim mai mulți oameni buni, cu atât e mai bine. Noi îi luăm în familia noastră. Acum să vrea să rămână. A fost și la ultima ediție? La ediția anterioară? Da. Atunci a fost cu tineri. Și ați găsit atunci? Am găsit foarte mulți tineri, dar fără foarte multă poftă de muncă. Deci o părere despre șomerii de la noi? Sau despre ce? O părere. Șomajul ar trebui să fie doar în condițiile în care nu există un post în care ești tu calificat sau în care știi tu în domeniul tău. Dacă nu există niciun post în localitatea aia și la 50 km de el, da, ai dreptul la șomaj. Cât timp noi avem posturi de confecționeri, tu nu ai cum să fii confecționer și să iei șomaj. Deci nu există într-o lume normală. Sunt posturi, vine la muncă. Și ajutoarele sociale doar la persoanele care într-adevăr nu pot să muncească. Sunt. Și ferească domnul să ai vreun defect, vreun handicap, da. Dar ajutoare sociale ca să stea în crâșmă și să dea... Și atunci normal că omul nu mai are poftă de muncă. Că dacă ia 5 milioane de la stat, la ce să vină la mine pe muncitor necalificat 10-12 milioane? Că tot acolo e cum, mai și pierde ziua la muncă. Mai... Inginer, constructor, muncitor necalificat, șofer autocamion. Calități, cerințe? În special nu, având în vedere că majoritatea care ies acum nu au experiență în domeniu, dar asta nu e o problemă. În urmă, nimeni nu s-a născut învățat. Și atunci aveți posibilitatea de a-i forma la... Da, asta nu e o problemă. Formăm, îi ajutăm.
La ultima ediție a fost? Da, am fost la ultima ediție. Ați găsit și atunci? Da, am găsit și atunci șofer autocamion. Chiar a lucrat pentru noi o perioadă. Da. Acum a găsit ceva mai bun, nu puteam să-l oprim. Uh-huh. Alegerea lui. Am înțeles. O părere așa despre șomerii din zona noastră? Sincer, nu știu, în special tinerii care termină acum au pretenții prea mari, ar trebui să orienteze pe ceva mai puțin, adică vechimea în câmpul muncii contează și ea. Odată ce-o pornit cu vechimea în câmpul muncii, se pot orienta și spre domeniul de activitate. Pretenții prea mari, deși nu au experiență. Da, dar în general, cum a spus, nu e o problemă. Experiența doar să aibă voință de muncă. Salariile sunt pe primul loc? Întreabă prima dată de lucrul acesta? Da. Da. Dar din asta nu e nicio problemă. Se negociază. Deci se pleacă la minul economie, dacă au experiență. Dacă nu, se merge pe cerere și ofertă. Angajatul cere și oferă, angajatorul la fel oferă și cere. Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă propune pentru șomeri sau doritori 5 cursuri pentru care se fac deja înscrieri. Un curs de comunicare în limba engleză, un curs operator introducere și validare date, curs de frizer cu afor, curs de contabil și curs de confecționer textile.